Andra, da, Voicu merită să fie un exemplu pentru toți copiii, indiferent din ce mediu provin. Privată de dragostea familiei naturale, a găsit înțelegerea din partea asistentului maternal, în grija căruia se afla acum. Înconjurată de iubire, a înțeles că în viață va reuși doar învățând și, dornică să învingă greutățile, ea s-a refugiat printre cărți. Ambiția și studiul intens au ajutat-o ca anul acesta să se califice la faza națională a Olimpiadei de limba franceză. Înseamnă foarte mult pentru mine. Nu mă așteptam să iau chiar atât de mult. M-am pregătit, s-a ocupat și dânsa și mami de mine și mă bucur că am luat acest calificativ. Pentru Aurelia, mămica Andradei, calificarea fetei a fost una dintre cele mai bune vești pe care le-a primit vreodată. Cum ați reacționat în momentul în care ați primit această veste? Am plâns. N-am putut să vorbesc cu doamna dirigintă. Foarte fericită. Ce a însemnat pregătirea? Pentru că știm că o susțineți foarte mult. O susțin cu tot ce pot și cât pot eu. E un lucru mare. Iar fata îi dedică acest pas important mamei sale, așa cum îi place să-i spună Aureliei. Vreau să fac fericită pe mami, să fie mulțumită de mine și să se mândrească cu mine. Alături de Andrada a fost și directorul Direcției pentru Protecția Copilului, omul care luptă zi de zi pentru a oferi un mediu prielnic tuturor micuților aflați în grija instituției. Muncim, suntem o echipă și ne implicăm și când sunt rezultate, prindem putere și ei ne dau energia să mergem mai departe, să reușească și înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Și atunci continuăm și cu toate că eu nu-mi doresc să mai fie copii în sistem, îmi doresc să fie o familie și Georgiana va avea familia ei minunată pentru că și-o va crea ea. Așa dorim pentru fiecare copil. Elevă de 100 de puncte, Andrada învață foarte bine la toate materiile, ea reușind în fiecare an să obțină premiul întâi și toate astea doar pentru a reuși în viață, lucru pe care îl dorește și Aurelia. Pentru Andrada să învețe și să ajungă ceva mare, că merită. Îmi doresc să mă fac doctoră și vreau să învăț bine, să ajung ce-mi doresc. Ea nu este singurul copil care face cinste direcției. De curând, Cătălina Stan, o tânără căreia nimeni nu-i mai dădea vreo șansă că va reuși în viață, a reușit să obțină titlul de campioană națională la box, categoria junioare.